Bună, dragilor, cine ne ține nouă compania? Miau, Mițu, mama. Ce faci, măi, Mițicu, mă? Ce faci, măi? Ce faci tu, mă, frumosule, mă? Ce faci, mă, frumosule, mă? Ce faci, mă? Aici ne ține companie pisicul nostru, pentru că ia timp de mâncare de câte ori venim. Și acum am fost la cumpărături, dragilor, și am adus de mâncare. Da, ne-am adus de mâncărică. Acolo stă frumos și ne așteaptă, ne ține compania soțul. Lucrează aici de zor, iar face marginea la pom, roată, cum am făcut și marginea la flori. Trebuie măsurat, trebuie reglat, după bolobog, dragilor. Multă muncă, să știți, foarte multă muncă. Am crezut că o să meargă mai repede, dar merge foarte încet. Dar o să terminăm încet, încet, o să fie foarte frumos. Soț, soțul, ceau! Ciao. Ești bine? Da. Ia uitați aici, cine-i cu noi? Tot timpul el vine aici la noi. Dagă, dagă, piciuc, unociu, piciuc. Ne ține pisoiașul nostru care ne ține companie, a fost bolnavios și a revenit bine. Vrem să-l îngrășăm un pic până la iarnă, îi cumpărăm bobiță pentru întărirea blănii. Îi cumpărăm conserve, moi și lăptiș și tot ce trebuie ca să arate frumos. Ce ai avut, mama? A, ce ai avut, mama? Aici stă cu noi, aici avem gălesc cu apă, lighiane pentru a ne uda pietrele când cimentăm, roată. Îi de lucru, carabauștele aici la noi în curte, dar o să fie foarte frumos. Vreau să vă arăt. Aici, că acum e peste zi, cum am făcut la flori, roată, tot de o sapă și de un hârleț. Așa am făcut acolo până în capăt, vedeți, la flori. Mai vine umplut cu pământ, de că n-am reușit, pentru că asta facem tot. Am fost și la cumpărături, nu mai trebuie materiale, nu mai trebuie ciment. Am cumpărat ciment, mâncare pentru pisică, trandafirii care ați văzut că am făcut un video cu ei. Da, pentru că a fost un preț de nerefuzat. Și scrieți-mi în comentarii. Cum găsiți acest lucru și cum vi se pare sau vi se pare ok sau dacă aveți alte idei. Aici vine un plug cu pământ și nu este gata, mai vine încă o surpriză. Și la pom tot așa, nu o să fie doar așa cum este făcut acum, mai vine surpriză. Bordura și plus surpriza care o să vină, când este gata o să vedeți. Plus că aici o să fie trandafiri, am deja 3 trandafiri puși, se vede cu sticla și unul s-a prins. Și o să vină flori sub copac și bineînțeles... După ce e gata bordura pusă, o să mai vină încă o surpriză, ce punem pe lângă copac, o să vedeți, dar o să vă arăt când o să fie gata lucrarea, pentru că nu vă dau tot din casă, că așa mă urmăriți și voi. Și cum vă spun de fiecare dată, dragilor, nu uitați de butonul de abonare, o distribuire și un like. Vă mulțumesc din suflet și un comentariu dacă aveți ceva întrebare sau o idee. E binevenită. Doamne ajută! Ceau, ceau!